Enigma Utiliei de George Călinescu. Curentul literar. Realismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca o reacție antiromantică care propunea ca, în constituirea universului imaginar, să se oglindească realitatea, creându-se impresia de viață autentică. Realismul are ca teme preferate averea, parvenirea, familia, apar personaje tipuri sau tipologii de personaje, tehnica detaliului semnificativ, obiectivitatea narrativă, se înfățișează individul ca produs al realității, al societății din care face parte, limbajul este un mijloc de individualizare a personajelor, atitudinea critică față de societate, reflectarea fidelă cu vicii și virtuți a unei civilizații fără a idealiza, abordarea subiectelor din contemporaneitate sau din trecutul apropiat, speciile literare predominante fiind romanul, schița, comedia și drama. Date despre autor. George Călinescu este un scriitor reprezentativ din perioada interbelică alături de Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade și Hortensia Papadată Bengescu, fiind primul autor de romane citadine de tip balzacian de literatura română. Încadrare. Unul dintre romanele realiste reprezentative pentru tehnica balzaciană cu elemente de modernitate este Enigma Utiliei, care apare în 1938 la sfârșitul primei perioade interbelice. De asemenea, este un roman social și citadin. Apartenența la un gen și o specie literară. Enigma Utile este un roman, specie a genului epic de mare întindere, cu personaje numeroase, cu acțiuni complexe, ce se desfășoară pe mai multe planuri narrative și cu un conflict puternic. Ca formulă estetică este un roman realist obiectiv, balzacian, prin fixarea clară a reperilor spațiu-temporale încă din incipit, și anume anul 1909 în București, preferința pentru personaje tipice, simetria incipit final, obiectivitatea naratorului, ce relatează evenimentele al persoana a treia și veridicitatea. Balzacianismul reprezintă o varietate de realism, având ca note definitorii predilecția pentru descrieri exhaustive, minuțioase de arhitectură, prin notarea amănuntului semnificativ, tehnica detaliului. Deoarece, citez, o casă este un document social și moral, o întreagă societate poate fi ghicită din consultarea lui, spune Nicolae Manulescu. Balzaciana este și tema societății burgheze degradate sub puterea banului, având ca motive paternitatea și moștenirea. Romanul realist tradițional devine o adevărată comedie umană, plasând într-un context social personajele tipice. Felix Sima este tânărul ambițios, Aglaie, fata bătrână, Titi, retardatul, debilul mental, Simion, dementul senil, Otilia, cocheta, Pascalopol, aristocratul rafinat, Moș Costache, tipul avarului, Stănică Rațiu, arivistul. Nicolae Manulescu, în Arca Lunei, consideră Enigma Utiliei un roman doric, adică un roman tradițional, obiectiv. De asemenea, în Enigma Utiliei sunt prezente și elemente ale romanului modern, cum ar fi mediul citadin, sondarea psihologică, ambiguitatea personajelor, căci Utilia este și copilăroasă și matură, Felix este hotărât în ceea ce privește cariera, dar nehotărât în relația cu Utilia, Stănică Rațiu este grobian, hot sex croc, dar și sentimental, demagog, în timp ce Moș Costache nu este nici avarul dezumanizat, cheltuind pentru sănătatea sa și iubindu-și sincer copila. Apar tehnici moderne ca pluriperspectivismul și personajul reflector Felix. Tema operei. Scrierea prezintă în manieră realistă societatea burgheză bucureșteană de la începutul secolului al XX-lea, o societate care stă sub semnul interesului imediat al banului, care distruge chiar și relațiile de sânge, influențând adânc viața individului. Tema se dezvoltă pe mai multe nuclee, motivul moștenirii, paternitatea, sub tema iubirea, avariția, arivismul, dar și formarea personalității lui Felix și a Utiliei. Semnificația titlului. Inițial, titlul romanului ar fi fost Părinții Otiliei pentru că, spune criticul Ovidiu Crăhmălnicianu, majoritatea personajelor își arogă rolul de părinții ai Otiliei, încercând să-i ordoneze viață, să aibă grijă de viitorul ei. La sugestia editorilor, titlul a devenit Enigma Utiliei, ce pare mai potrivit prin invitația la lectură, la meditație, prin conotațiile implicate, enunțând o trăsătură de caracter important a eroinei. Otilia rămâne pentru toți ceilalți o enigmatică, iar taina sufletului ei este interpretată în mod diferit de fiecare dintre personaje prin tehnica pluriperspectivismului, ceea ce conferă romanului o notă de modernitate,
relativizând perspectiva narrativă. Geneza. Romanul pornește de la două amănunte reale autobiografice semnate de către autor în jurnalul său, și anume moartea unei mătuși, pe nume Tinca, a cărei casă a fost invadată de fratele ei și de copii pentru a fura bani, dar și amintirea unei rude pe nume Otilia, o fată mai mare decât el, ce împrumutase o carte în germană cu ilustrații și care impunea respect prin felul ei de a fi. Elemente de structură. Creația epică este amplă, fiind alcătuită din 20 de capitole și structurată în două planuri narrative principale, aflate uneori în interferență. Lupta adusă de familia Tulia pentru a obține moștenirea lui Costache Giurgiuveanu și destinul lui Felix Sima, care rămâne orfan și vine la București să studieze medicina și să locuiască la tutorele său. Succesiunea momentelor epice este redată prin înlănțuire, naratorul respectând principiul cronologic al prezentării faptelor, dar și de inserția unor micronarațiuni. Relația incipit final. Incipitul de tip captatio benevolentiae este amplu, construit în manieră realistă prin fixarea cu exactitate a indicilor spațiotemporale ai desfășurării acțiunii, mediul citadin românesc din secolul al XX-lea, mai exact iulie 1909, ora 10 seara, București, strada Antim. Se realizează astfel o plasare a acțiunii într-o geografie reală și într-un timp istoric precis, delimitat, ceea ce asigură veridicitatea evenimentelor și încadrarea în curentul realist. Prezentarea mediului este realizată prin tehnica detaliului, utilizându-se un limbaj tehnic de specialitate, ogivă, frontoane, casetoane, console. Cel puțin trei secvențe pot candida la stadiul de incipit. Descrierea casei, întâlnirea lui Moș Costache cu Felix, dar și prezentarea ca pe o scenă aglomerată a principalilor personaje aflate la masă în salonul lui Moș Costache. Descrierea străzii Antim și a casei Giurgiuveanu, cu precizarea coordonatelor temporale în stil balzacian, ne atrage atenția prin câteva elemente. Stradă pustie și întunecată, ce avea un aspect bizar prin mezeală amestecului de frontoane grecești, varietatea arhitecturii, buruienile, zidăria crăpată și scorojită, scârțuitul porții, grilajul ruginit, care făceau din strada bucureșteană o caricatură de moloz a unei străzi italice. Aceste detalii semnificative pun în lumină mediul ostil în care pătrunde Felix Sima, personajul principal, în cultura personajelor, prin aspectul de chici, amestecul de stiluri arhitectonice, zgârcenia, prin casele mici cu ornamente din material ieftin, snobismul, imitarea arhitecturii clasice, delăsarea, urmele vizibile ale umezirii, ale degradării personajelor. Întâlnirea lui Felix cu unchiul său și replica absurdă "aici nu stă nimeni", pusă în corespondență cu finalul, scoate în evidență caracterul oracular, căci la sfârșit, casa lui Moș Costache ajunge de nelocuit. Această replică sugerează ideea subtilă că în casa bătrânului locuiesc persoane lipsite de caracter, decăzute din punct de vedere moral. Reuniunea personajelor din casa lui Costache și prezentarea lor în manieră realistă dezvăluie principalul conflict. Este ca și cum romanul ar începe de trei ori în diverse moduri, anunțând insolitul construcției. Sesizăm tehnica detaliului și a restrângerii graduale a cadrului. Astfel se pornește de la descrierea străzii Antim, a arhitecturii casei lui Costache, la interioare, până la prezentarea personajelor adunate la jocul de cărți, fizionomia și gesturile lor. Intriga romanului se dezvoltă pe două planuri care se întrepătrund, istoria unei moșteniri și destinul lui Felix Sima. Lupta pentru intrarea în posesie a verii lui Moș Costache amintește afirmația lui Balzac, citez, "Zeul la care se închină toți este banul", am încheiat citatul. Planul moștenirii este prezentat minuțios de narator, reliefând intrigile și meschinările unor oameni apropiați lui Costache Giurgiuveanu. Astfel, clanul Tulea, din care fac parte Aglae, sora lui Moș Costache, Simeon Tulea, Titi, Aurica, dar și Olimpia cu soțul ei Stănică Rațiu, urmărește să dobândească averea bătrânului prin orice mijloace. O secvență reprezentativă. Conflictul se adâncește când Moș Costache Giurgiuveanu face prima criză de apoplexie din cauza efortului, secvență reprezentativă ce constituie intriga romanului, abordată în tehnica realismului balzacian.
Acest episod scoate în evidență trăsăturile grotești ale clanului Tulea, care ocupă militărește casa sub comanda Aglaiei pentru a fi sigură că nu dispare nimic, așteptând decesul. Bătrânul însă nu moare, acum recăpătându-și sănătatea, deși stănică Rațu, ginerele Aglaiei, încearcă să-l sperie cu scopul de a afla unde își ține banii. În fața bolnavului se discută despre morți, stănică afirmând cu nonșalanță, citez, am păzit un unchi 3 zile și 3 nopți în șir până am picat toți jos de oboseală și bolnavul nu mai murea. I-am cheiat citatul. Aglaie, tipologia babei absolute, incapabilă de sentimente nobile. Aflând că e posibil să rămână paralizat, declară cu voce tare, mai bine moartea decât așa ceva, speriată că ar trebui să chinuie cu fratele ei, mai ales că pe propria ei mamă a trimis-o la azil, aflând că este bolnavă. În jurul lui, cei care ar trebui să-l îngrijească încep să caute prin dulapuri să se trateze cu Bordeaux și salam de Sibiu, să se întremeze, fumează cu nonșalanță în fața lui Moș Costache, problema acestuia trecând pe plan secund. Caracterul grotesc al scenei este dat și de replica lui Moș Costache, care este dispus să vândă ieftin o seringă în cazul în care va trebui să-i se facă o injecție. Această secvență, relatată de un narator obiectiv, extradiegetic, dezvăluie conflictul principal al operei, dar și comicul situației. Este o secvență de teatru absurd, căci toți eroii vorbesc, dar nu se aud. Raportul bolnav-supraveghetor nu are nimic în comun cu relația individ-familie. În timp ce Moș Costache tace, toți ceilalți vorbesc, aspect care dezvăluie degradarea relațiilor familiale. Adevărații bolnavi sunt Aglaie și toți a ei, cărora muribund le este sufletul. Deși naratorul este omniscient și omniprezent, totuși, autorul nu se distanțează în totalitate de personajele sale, ci se ascunde în spatele măștilor, dovadă limbajul uniformizat care nu corespunde educației, intereselor, statutului social și cultural al personajelor. În această lume a răutăților și a mizerilor sufletești, înflorește iubirea dintre Felix și Otilia, ce conturează al doilea plan al intrigii. O secvență reprezentativă care dovedește caracterul Otiliei greu de prezentat succint și care conturează portretul enigmatic este cea a descrierii casei fetei, în stil, camerei fetei, în stil balzacian. Descoperim din simpla dezordine a camerei și prin tehnica detaliului semnificativ o multitudine de trăsături contradictorii ale Otiliei. Pare a fi cochetă, artistă, neglijentă, furtunoasă, cultă, superficială și nonconformistă. Pentru că nu ține la părerea celorlalți despre ea, îl trimite pe Felix până în camera ei dezordonată pentru a-i aduce un degetar. Aici sesizăm, prin ochii personajului rezoner, 3 oglinzi mobile cu multe sertare, numeroase cutii cu pudră, flacoane de apă de colonii aruncate pe masa de toaletă ca într-o cabină de actriță, dovedind graba cu care Otilia le manevra, jurnale de modă mai peste tot, ghemuri de panglici, cămăși de mătasă mătotolite, batiste de broderie și tot soiul de nimicul de fată, care, surprind simțul estetic, dorința de a fi mereu la modă, dar și superficialitatea ei. Ca unei adevărate artiste, nu puteau să lipsească scaunul rotativ de pian sau partiturile. Preocupările înalte, spiritul elevat se dovedesc prin prezența cărților pe care le citea în original. Citez, pe un fotoliu zăcea un morman de cărți, cele mai multe nemțești, dar și franțuzești. Am încheiat citatul. Bucata mușcată de ciocolată aflată printre ace și panglici sau pantoful așezat ca semn de carte peste un volum recent deschis arată cât de neglijentă și furtunată putea fi, justificând părerea naratorului cum că atrăgea admirația bărbaților și invidia femeilor. Deznodământul surprinde pe Felix, împlinit din toate punctele de vedere, a devenit un renumit profesor universitar și s-a căsătorit în chip strălucit. După război, revăzându-l pe Pascalopol, Felix este informat că aceasta se despărțise de Otilia, căsătorit acum cu un conte de în Buenos Aires, rămânând pentru toată lumea o enigmă. În ceea ce privește stilul, observăm sobrietatea, precizia, nota impersonală, obiectivă, de factură tradițională. Deși adoptă un ton obiectiv, naratorul se ascunde în spatele măștilor sale, care sunt personajele, fapt dovedit de limbajul uniformizat. Se utilizează fraza amplă, preferința pentru descrieri și epitetul neologic. Descrierea se realizează prin aglomerarea detaliilor.
Interpretat ca un roman de dragoste, realist, social, frescă, Enigma Utilei reprezintă în principal un roman de sinteză estetică, pentru că, sub structura sa realistă, sub îmbinarea procedeilor realiste cu cele romantice, clasice, de factură tradițională, regăsim și elemente moderne, dar și elemente critice și polemice. Enigma Utilei,